Primăria municipiului Roman va încheia un acord de colaborare cu Asociația Culturală Euro-Est Alternativ. Cred că în ședința de Consiliu Ordinară de la sfârșitul lunii, cu sponsorul Agrana Grup Viena, prin brandul Mărgăritar Zahăr. Astfel, cu ocazia Zilei Naționale, pe 1 și pe 2 decembrie, va avea loc un eveniment care se va desfășura în centrul orașului Roman, în care vor fi amplasate scenă pentru spectacole, echipament tehnic de sunet și lumini, ecrane și videoproiectoare, standuri pentru echipele invitate să realizeze demonstrații culinare live, standuri pentru diverse agenții economici care comercializează produse alimentare tradiționale procesate prin tehnici naturale, spațiu pentru presă, spațiu special amenajat pentru Muzeul Tradițiilor Culinare Țărănești, spațiu pentru publicul spectator, pentru sesiunile de degustări, culoare pentru vizitare pentru standuri și în fața scenei. Vor fi lucruri cu totul și cu totul deosebite. În cadrul acestei activități, cu ocazia Zilei Naționale, vor fi servite și porții gratuite de fasole, tradițional deja împreună cu vin fier și țuică fiartă. Totul se va face de către partenerii noștri. Primăria municipiului Roman nu va participa financiar la această acțiune, va participa doar logistic cu spațiu și cu know-how, urmând ca spectacole culinare, spectacole artistice de cele mai diverse și de cele mai frumoase să aibă loc în piața Roman Mușat. Cred că va fi unul din cele mai frumoase evenimente din ultimii ani. Sunt invitați și din țară și din străinătate asociații, persoane care vor face demonstrații speciale. Activitatea va începe pe 1 decembrie ora 11 cu cadru oficial, ceea ce înseamnă ceremonial religios, militar, alocuțiuni, după care va fi urmat ca într-o zi de mare sărbătoare. Ziua Națională cred că este cea mai importantă pentru fiecare dintre noi, dintre toate sărbătorile, și trebuie să o tratăm ca atare. Așa încât m-am preocupat și am găsit parteneri buni, parteneri deosebiți, parteneri dedicați, care sunt alături de municipiul Roman. Mulțumesc pe această cale grupa Grana Viena, doamnei Gabriela Petrea, care s-a implicat în mod direct la această acțiune. De asemenea, așa cum vă spuneam, Asociației Culturale Euro-Est Alternativ, care va fi practic partenerul oficial, Mărgăritar Zahăr fiind sponsorul și sponsorul principal a acestei acțiuni. Va fi o acțiune pe care am gândit-o tocmai pentru că vor fi câteva zile libere, pentru că foarte mulți dintre cetățeni nu pot, unii, sau nu-și permit alții, să plece în altă parte cu ocazia acestor zile libere, și atunci ne-am gândit că Ziua Națională trebuie tratată într-un mod corespunzător, atât în ceea ce înseamnă cadru oficial, în ceea ce înseamnă ceremonial, militar, religios, și în ceea ce înseamnă manifestare artistică, culturală, culinară, tocmai pentru că vrem să oferim romașcanilor evenimente din ce în ce de mai bună calitate. Cam acestea au fost evenimentele, vom veni cu precizări, vom veni cu graficul desfășurării tuturor activităților, vor fi activități speciale, foarte atractive, vom avea prezență la Roman grupuri foarte importante, mă refer aici la fanfara jandarmeriei, care pe data de 2 decembrie va fi prezentă pe scena din piață, în care va concerta în trei programe, unul de muzică militară ostășească, unul de muzică populară și unul de muzică de jazz. Cred că va fi ceva cu totul special. Așadar, fanfara Jandarmeriei Române va fi prezentă aici la Roman. De asemenea, va fi prezent Asociația Tradiției Militară,
pentru a retrăi, dacă vreți, și a reda publicului în semn de omagiu pentru generațiile precedente momente, evenimente din viața generațiilor precedente, care prin priceperea efortului și sacrificiilor au făurit o țară și au asigurat un viitor. Vor fi prezentări de onoruri, diverse scene din istoria militară a României, prezentarea uniformelor și adotărilor militare din acele vremuri, schimbarea gărzii și multe alte tradiții istorice. Sigur, toate celelalte surprize le veți afla, le vom pune și pe Facebook-ul Primăriei Municipiului Roman cu fotografii, cu program, pentru a fi în deplină cunoștință de cauză și sperăm să oferim un eveniment cu totul special, urmat de un alt eveniment care va veni în partea a doua a lunii decembrie și pe care am să vi-l anunț la timpul respectiv.